Diana, singură împotriva tuturor. Tânăra va ajunge să se certe teribil cu Andreea și Kinga. Aflați ce se va întâmpla între cele trei concurente. După ediția de miercuri, marcată de tensiuni teribile iscate între Larisa și Andreea, joi, în Casa Iubirii va fi din nou o atmosferă apăsătoare deoarece certurile nu mai contenesc mai ales în rândul fetelor. Astfel, în ediția de mâine, Diana și Kinga vor deschide seria conflictelor și vor ajunge la cuțite. Cea care va deschide un subiect delicat va fi Diana, care a declarat în fața tuturor faptul că a aflat că una dintre colegele și, mai precis Kinga, nu o agrează deloc și mai mult decât atât, a aflat că o jignește destul de urat față de alte concurente. De aici totul va scapă de sub control și ceartă se va amplifica deoarece Andreea și Bianca vor sări în apărea Kingai. Diana, ceartă teribilă cu Andreea și Kinga. Ești urâtă. Ești sărăcie. Tânăra se simte pusă la zid de toate fetele. În ediția de joi, 10 noiembrie, a emisiunii Casa Iubirii, în rândul fetelor se căiscă un nou conflict de proporții. Cele care vor declanșa seria jignirilor vor fi Diana și Kinga. După ce a aflat faptul că este jignită în mod constant de Kinga, în secret, Diana a răbufnit și a venit pregătită să o pună la punct pe colegă ei. Larisa va confirma jignirile aduse de Kinga la adresa Dianei, moment în care se va declanșa un adevărat război. Pe de o parte Diana își va spune doleanțele și doi va reproșa Kingai atitudinea față de ea, iar pe de altă parte, Andreea și Bianca vor încerca să o apere pe Kinga, spre marea surprindere a tuturor. Larisa, ești urâtă, cum ți-a mai zis. Ești sărăcie. Kinga, hai gata că deja o dăm în altele. Tu nu ești răutăcioasă. Diana, eu n-aș fi nimeni și Kinga e Kinga. În fine, am suportat-o, nu i-am zis nimic. I-am răspuns cu aceeași moneda. Bianca, tu o domini mental, o domini pe Diana. Andreea, diferența dintre voi două este că Kinga face aceste glume cu aproape toată lumea. Diana, eu vin în emisiune și aflu că tu pe mine nu mă suporți. Tu nu știi de bun simt. Andreea, dai Diana. Și așa ai făcut-o până acum, Diana. Diana, ceartă teribilă cu Andreea și Kinga. Ești urâtă. Ești sărăcie. Tânăra se simte pusă la zid de toate fetele. Aflați până unde va ajunge conflictul lor, joi, 10 noiembrie, în Casa Iubirii, de la ora 10 și ora 16 și 30 de minute, la Canal D. În ediția de marți, în Casa Iubirii părea să fie o atmosferă mai relaxată, în partea a doua a emisiunii, în casă fetelor s-au iscat noi momente tensionate după ce Radu i-a oferit un cadou surpriză Ancăi, spre marea dezamăgire a Kingai, care speră că ea va fi cea aleasă. Miercuri însă în casă fetelor se va declanșa un nou scandal de proporții, între Larisa și Andreea, care ajung la cuțite în ciuda faptului că până nu demult erau bune prietene. În ediția de miercuri, 9 noiembrie, Larisa și Andreea ajung la cuțite și vor avea un schimb de replici acide. Tensiuni fără precedent în Casa Iubirii. Larisa și Andreea, ceartă aprigă. Nu tipi la mine. Punct. În ediția de miercuri, 9 noiembrie, atmosfera tensionată se va instala din nou în Casa Iubirii. Larisa și Andreea vor ajunge la cuțite și își vor spune jigniri și replici aprige. Totul se va iscă în clipă în care Larisa va ridică tonul la colegă ei și atunci Andreea va ceda nervos și îi va reproșa comportamentul adoptat. În vreme ce Andreea o va acuză pe Larisa că a ridicat tonul impunător la adresa ei, colegă ei îi va evidenția faptul că a reacționat aprig și mai mult decât atât a bătut și cu pumnul în masă autoritar. Andreea, care e problema, Lariso? Larisa, uite, simțeam să mă bag. Andreea, nu tip la mine. Punct. Mă lași. Larisa, vezi ce atitudine are. Mă bag unde vreau eu și nu dai tu cu pumnul în masă că și eu pot. Tensiuni fără precedent în Casa Iubirii, Larisa și Andreea, ceartă aprigă, nu țip la mine, punct, aflați ce se va întâmpla între cele două concurente care erau bune prietene, miercuri, 9 noiembrie, de la ora 10 și ora 16 și 30 de minute, la Canal D. Mâine, într-o nouă ediție a emisiunii Casa Iubirii, se încing spiritele între Larisa și Cristian.
Se pare că Larisa a fost deranjată deoarece Cristian nu i-a spus că nu este interesat de ea, dar a trecut la a se cunoaște cu Diana. Larisa, deranjată deoarece Cristian vrea să cunoască alte concurente. Cristian susține faptul că are dreptul să cunoască orice fată din casă, iar Larisa s-a arătat deranjată de afirmația lui, având în vedere că nu reprezintă un interes pentru ea, iar ea nu a spus că nu are voie să cunoască vreo fată din casă. Am zis eu lucrul ăsta. M-am băgat pentru Diana, nu m-am băgat pentru tine, ce simți tu e fix treaba ta, a afirmat, țipând, Larisa. Văzând că Larisa este foarte violentă în tonalitate, Emanuel a întrebat-o dacă are ceva personal cu Cristian, iar aceasta i-a spus că nu o interesează de el. Larisa îl acuză pe Cristian de lașitate fiindcă nu i-a spus că nu reprezintă un interes pentru ea. Conflict aprig între Larisa și Cristian. S-a lăsat cu țipete și reproșuri. Zi-mi în față! Nu ratați o nouă ediție incendiară Casa Iubirii, de la orele ora 10 și ora 16 și 30 de minute, doar la Canal D. Un lucru care a deranjat-o pe Larisa a fost faptul că nu i s-a spus în față că nu reprezintă un interes pentru Cristian. Zi-mi în față, zi-mi, ieri am fost în casă și nu mi-ai zis nimic, a declarat, răspicat, Larisa. Eu nici nu am interes să vorbesc cu tine, a spus Cristian. Păi n-am eu interes și o dai că nu ai tu interes pentru mine, de ce naiba nu mi-ai zis ieri, a spus, extrem de nervoasă, Larisa. După tot acest conflict, Cristian s-a săturat să o mai audă pe Larisa vorbind, așa că s-a ridicat de pe canapea și a plecat la frigider. Între timp, Andreea se ia de Larisa pentru că nu-i dă ocazia lui Cristian să-i răspundă la întrebările pe care tot ea le pune. Tu îi pui întrebări și nu-l lași să răspundă, tot tu răspunzi. Un cuvânt îți zice și tu tot răspunzi după aia, a spus Andreea. Ce să mă duc să mă rog de el, a exclamat Larisa. Dar ce vrei de la mine? Vezi-ți de treaba ta că deja situația voastră e complicată, a afirmat Cristian, sătul de afirmațiile Larisei. Nu ratați o nouă ediție incendiară a emisiunii Casa Iubirii, mâine, de la orele ora 10 și ora 16 și 30 de minute, doar la Canal D. Tensiunile ating cote maxime în Casa Iubirii. Scandal monstru între Bianca și Nicoleta. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii luni 7 noiembrie. Luni 7 noiembrie, fanii emisiunii vor avea parte de o nouă ediție incendiară, în care conflictele vor pluti în aer. Replici tăioase, reproșuri și mulți nervi, cam așa s-ar putea rezuma ediția de luni 7 noiembrie a emisiunii. Telespectatorii vor asista la o nouă ieșire nervoasă a concurenților. Nu trece nicio zi fără ca fetele și băieții din Casa Iubirii să nu intre în conflict. Lucrurile vor scăpa de sub control. În ediția de mâine, lucrurile încep să scape de sub control. Între Bianca și Nicoleta va izbucni un scandal monstru, iar fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o ediție cu adevărat incendiară. Vor curge multe lacrimi de supărare. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de luni, 7 noiembrie, de la ora 16 și de la ora 19 la Canal de. Emoții mari în gala Casa Iubirii. Florin, Cristian și Diana, nominalizați pentru eliminare. Iată cine a părăsit emisiunea duminică. În ediția de astăzi a emisiunii Casa Iubirii, Florin, Cristian și Diana au fost cei trei concurenți care au fost nominalizați pentru eliminare. Florin, Cristian și Diana, nominalizați pentru eliminare în gala eliminatorie de astăzi a emisiunii Casa Iubirii, difuzată doar la Canal de, Florin, Cristian și Diana au fost cei care au urcat pe podiumul eliminării. Gala de duminică, 6 noiembrie, a emisiunii Casa Iubirii a fost marcată de multe tensiuni și emoții. La finalul serii, Andreea Mantea a anunțat cine părăsește emisiunea. Florin, Cristian și Diana au mai fost în pragul eliminării. Cei trei au așteptat cu sufletele la gură și cu emoții anunțul făcut de Andreea Mantea. După ce emoțiile au ajuns la cote maxime, Andreea Mantea a anunțat cine părăsește emisiunea Casa Iubirii. Cine a părăsit emisiunea Casa Iubirii? Concurentul care a părăsit emisiunea Casa Iubirii este Florin. Acesta a declarat că ar pleca împlăcat că a pus umărul la relația dintre Larisa și Ionuț. Vă mulțumesc tuturor de acasă!
Vă mulțumesc pentru că mi-ați înțeles, mai ales familiei, pentru că am fost expus într-un mod plăcut sau neplăcut unora. Vreau să le mulțumesc comandanților mei care au înțeles de ce am apărut aici, într-o postură diferită față de munca pe care am avut-o și acestor concurenți frumoși cărora le mulțumesc pentru ce am învățat. Să facă ce a simt, să nu se mintă, a spus Florin profund emoționat. Înainte de a părăsi casa, Radu l-a întrebat pe Florin dacă are copil până la urmă, acesta a negat.